Sunt convins că după noi o să apară și alții, ceea ce este îmbucurător. Da. E bine și exact pentru actori, e bine și pentru discutam și spectator. Cu Alexandra Ion, regizorul acestui film. Nu facem decât să deschidem o poartă pentru sau către să o lume nouă, da, pentru cei care vor veni după noi. Asta mi se pare extraordinar. Poate că determinăm și organele sile da? Să aprecieze și munca actorului de, de serial așa, și să se dea niște... O ia gura, și munca noastră să fie apreciată în sensul de să se poată oferi premii pentru munca actorului de televiziune. Ce frumos ar fi. Sile, da? Mai sunt câteva episoade din păcate. Nu, gata, să nu plângem, dar vreau să le dați un mesaj telespectatorilor de ce nu ar trebui să rateze nici măcar un episod până la final. Ce vă rugăm noi este că atunci când intervine pauza publicitară să nu mutați. Puteți să ratați o secvență cheie. Deci un început de secvență cheie. Nu, glumeam. Știți cum e? Noi am vrut ca acest proiect să fie ca sufletul românesc, cu bune, cu rele. Ultimele episoade aduc un deznodământ la care nu vă așteptați. E bine să... Nici noi nu ne-am așteptat. Da. Nu avem voie să spun nimic. Da. Dar acum recunoaște, ai spus cuiva până acum? Ce? Ce se va întâmpla în episoadele următoare? Da, nici nu m-a interesat. Da, pe mine mă întreabă și cei de acasă, da, n-a spus și... nimic. Cum? Nici soacrii mele, prietenii mele, nu i-am spus. Păi nici eu, când mă întreabă mama sau tata, eu zic, uitați-vă și o să vedeți, exact, nu pot să vă zic. Exact. Zic, mă, dar tu te faci bine? Zic, mă, nu știu, sperăm și eu sper să mă fac bine. Și depinde de dumneavoastră dacă acest final, aceste ultime episoade vor fi trambulina pentru alte sezoane. Exact, pentru următorul sezon. Așa e. Oricum vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi în fiecare miercuri, începând de la ora 8 și nu știu cum aveți răbdare. 2 ore și. Asta vă rugam, să nu schimbați, să rămâneți împreună cu noi. Sile și Lina este doar un început de cuplu în peisajul filmului și teatrului românesc, pentru că de mult n-am avut timp să ne gândim la următorul proiect de teatru. Dacă nu se mai face film, dar se face. Oricum o să ne vedem pe scenă. Două personaje și care, sigur, ne-a făcut să mergem în piață cu mai multă grijă, să ne coste mai mult taxiul. Că așa se întâmplă. Și acum, dacă lasă că Sile are bani, lasă că Lina... Și dacă tot suntem la Happy, știi ce mi-a spus un prieten preot? Mi-a zis, drag, acum am înțeles de ce nu-mi vine lumea la biserică, pentru că duminica dimineața e reluarea serialului. Duceți-vă, slujba începe la 8, da? Aveți timp. Da, e o mare bucurie. Vă mulțumesc mult de tot pentru interviu și vin acum să vă iau în brațe și să ne vedem toate bune în continuare. Vă pupăm! Cu drag!